Magistrații Curții de Apel Cluj s-au pronunțat și în cazul crimei comise asupra șefului postului de poliție din Vișeu de jos, Gheorghe Nistor. Aceștia au menținut sentința dată de Tribunalul Maramureș, prin care i-a condamnat la închisoare pe viață pe frații Ioana Aurelian și Marius Ovidiu Tomoiagă. Acuzați că l-au omorât în 4 ianuarie 2017 pe șeful de post din comuna Vișeu de jos, Gheorghe Nistor. În luna februarie acestui an, Tribunalul Maramureș s-a pronunțat cu privire la cauza, având ca obiect infracțiunea de omor calificat, Comisă în 4 ianuarie 2017 la sediul postului de poliție Vișeu de Jos asupra victimei Nistor Gheorghe, șef de post. Sentința judecătorilor Maramureșeni a fost detenția pe viață. Decizia magistraților Clujeni este definitivă. Gheorghe Nistor a fost găsit mort în propriul birou în 4 ianuarie 2017 după ce a fost lovit cu mai multe lovituri de cuțit. Frații Ioana Aurelian și Ovidiu Tomoyoga au fost reținuți în 6 ianuarie 2017 și trimiși în judecată pentru crimă.